Ideea acestui meeting este de a plânge pe de-o parte pentru ce s-a întâmplat și a ne revolta acum un an, când copii, mame, frați, surori au fost bătuți și gazați aici, aici e locul crimei. Nu e rușine pentru copiii voștri, nu e rușine! Ieșiți afară, vă rog, vă trimiți-l pe șeful vostru aici! Nu vă e rușine! Văd aici în Piața Victoriei oameni de peste toate comunitățile noastre, toate Spania, Italia, Germania, Marea Britanie. Mai bine stea cu rușii. Românii sunt pro-europeni, nu pro-ruși. Trebuie să venim cu steagul Americii și al Canadei fără niciun fel de problemă. Încă o dată, până la final, pedepsirea vinovaților, victimelor. Dar le lipsește comandantul de la Strobiș și o să am uitat la Jilava sau la Rauba. Mulțumesc! Ciuma roșie! PSD! Ciuma roșie! PSD! Ciuma roșie! Deci eu sunt omul care am participat la Elefant 16-17 ianuarie. La fiecare am fost singurul jurnalist atunci, realizator de talk show în prime time, care am făcut emisiuni de aici, din fața sediului PSD sau acolo. Anul trecut împreună cu Oreste Oana, Crisi Diaconescu, am fost cățărască pe platforma de acolo când de aici. Eu m-am întors acasă între oameni și am venit în calitate de cetățean. Pe cine reprezintă?
să treaba!